Gândurile declanșează emoții, dar și emoțiile odată experimentate declanșează gândurile. Prin urmare, nu este o chestiune de cine a fost mai întâi, gândul sau emoția, oul sau găina, ci este relevant să înțelegem că există o interdependență. În sensul că emoția este o acumulare de gânduri. Dacă îți imaginezi un bol plin cu bomboane, fiecare bomboană este un gând. Bolul la pachet, toate bomboanele din bolul respectiv reprezintă emoția. Prin urmare, emoția este o acumulare de gânduri. Odată ce s-a format această acumulare de gânduri, emoția tinde să declanșeze alte gânduri asemănătoare, de o vibrație asemănătoare. Dincolo de acest mecanism, atunci când vine vorba de relația cu gândurile, dă-ți voie ca, pe cât posibil, doar să le observi, să renunți la mai vrea să le controlezi și să le recunoști mai degrabă ca fiind și să-ți amintești că nu sunt ale tale. Când vine vorba de emoții, dă-i voie emoții să fie, dă-ți voie să o experimentezi, dă-ți voie să observi pe cât posibil și emoția, dar renunțând la vrea să o schimbi, modifici sau controlezi în vreun fel. Pur și simplu dă-i voie emoții să fie și observă-o spre evaporare, trăind emoția care are un început, are și un sfârșit, observă-ți gândurile și trăiește-ți emoțiile. Aceștia sunt doi pași esențiali pentru progres spiritual.